În capitală, de ziua alegerilor, vânzarea băuturilor alcoolice în preajma secțiilor de votare va fi interzisă. Anunțul a fost făcut de Primăria Chișinău, care a venit cu o solicitare în acest sens către Inspectoratul General de Poliție. Autoritățile municipale susțin că așa vor fi reduse provocările și nu va fi afectat procesul de votare în secții. Inițiativa de a interzice vânzarea băuturilor alcoolice în preajma secțiilor de vot i-a bucurat pe oameni. Locuitorii capitalei spun că în ziua alegerilor și așa sunt suficiente provocări, iar acestea ar putea fi întețite din cauza persoanelor în stare de ebrietate. Это будет влиять на выборы. Это плохо. Алкоголь нельзя продавать возле школ, возле садиков. Это нормально. Здесь тоже избирательный участок. Почему люди должны прийти напиться? Неизвестно, за кого проголосовать. Vânzătorii chioșcurilor din preajma secțiilor de votare în general spun că în zilele de scrutin evită să iasă la lucru, deoarece imediat după ce au votat în fața gheretelor se adună zeci de votanți care fac gălăgie și lasă gunoi în urma lor. Не то, что возле избирательного участка, вообще его нельзя продавать, потому что от этого постоянно агрессии, люди конфликтуют между собою. Во-вторых, просто некрасиво, когда человек трезвый, он рассуждает нормально, правильно, как adecvatul человек. Poliția cheamă oamenii la responsabilitate. Este vorba atât de vânzători sau proprietarii magazinelor mari, cât și de alegători. Poliția recomandă cetățenilor să aibă un comportament adecvat, să nu consume băuturi alcoolice în timpul alegerilor prezidențiale, să nu vină în stare de ebrietate la sectorul unde urmează să-și exercite votul. Tot procesul va fi monitorizat la fiecare secție de polițiști care vor da amenzi dure pentru nerespectarea regulilor. Totodată, poliția va fi la menținerea ordinii și securității publice în adecentul sectorului de votare pentru a nu admite careva încălcări din partea cetățenilor cu privire la prezentarea acestora în stare de ebrietate sau comercializarea băuturilor alcoolice în adecentul secțiilor de votare. Chiar dacă vor înregistra unele pierderi, proprietarii de magazine și gherete sunt de acord cu decizia autorităților. Agenții economici susțin că sunt lucruri mai importante decât profitul dintr-o zi de muncă. Все эти моменты могут вызвать какие-то конфликтные ситуации, и эти конфликтные ситуации могут привести к беспорядкам, поэтому я думаю, это можно на один день прекратить, и от этого ничего не будет, и поддержать людей таким образом. Toate aceste măsuri au fost luate de poliție pentru a menține ordinea publică și pentru a nu permite destabilizarea situației în secții și în preajma birourilor.